Vreau să cer scuze dacă greșesc ceva cu limba română. Mă bucur că am semnat cu echipa precum Dinamo, echipă foarte bună, știe toată lumea că bine, una dintre cele mai bune echipe. Nu în perioada foarte, foarte ok acum, dar toată lumea suntem aici ca să ajutăm clubul cât putem și sper că toți jucătorii care am venit noi acum să intrăm cât mai repede în formă bună și să ne ajutăm și colegii și echipa. Un de gol marcator, Mirko. Bună ziua. Și microfon. Bună ziua și mie, și mi pare rău dacă greșești ceva pentru română, dar da, la pe teren nu greșeam, dar cred că nu am uitat să vorbesc română după 7-8 ani. Spun sincer, sunt foarte bucuros și fericit că am semnat cu Dinamo, cu Dinamo, una dintre cele mai bune echipe în România și nu doar în România, și Europa, și cu unul dintre cei mai buni spectatori. Să spun sincer, am venit aici să ajutăm cât de cât puteam la echipa asta și să spun odată că dau 100% de la mine la fiecare joc și de la fiecare antrenament să ajute echipa aia și vedem ce se întâmplă și ce rezultate are după. Ziua, vreau să încep prin a mulțumi tuturor pentru modul în care am fost primit aici. Am fost surprins de ceea ce am întâlnit în această echipă și vreau să spun că anul acesta sunt convins că noi vom face o figură frumoasă. Vom munci enorm, vom trata fiecare moment cu maximă seriozitate pentru a ne îndeplini obiectivele și pentru a face fericiți acești fani care au fost alături de Dinamo și la bine și la greu. Mulțumim. Și al doilea Cătălin, ultimul transferat până la această oră, este și unul dintre jucătorii formați la Academia Dinamo, știe foarte bine ce înseamnă Dinamo și și-a îndeplinit practic visul de a îmbrăca tricoul primei. Bună ziua! În primul rând aș vrea să mulțumesc conducătorilor pentru crederea acordată. Da, într-adevăr am crescut la acest club, 8 ani la junior. Aici am fost copil de mici prima dată. Într-adevăr, mi s-a îndeplinit visul de a juca pentru echipa mea de suflet, pentru Dinamo. Am mai spus și mă repet, este echipa mea iubită. Sunt foarte bucuros că fac parte din acest lot, din această familie, cu suporteri minunați, care meșii mei sunt alături de echipă. Sper să facem o figură frumoasă, să câștigăm meciurile pentru că avem nevoie de puncte. Urmează un meci important cu FCSB pe care îl tratăm 100% și sper să câștigăm. Și acum întrebări. Pentru planul cu Corina. Scuză-mă. Si. Vreau să te întreb, urmează derbiul cu FCSB, poți întâlni pe Cheșerul. Ca adversar, cum va fi întâlnirea? Am fost coleg cu el. Bine, foarte scurt timp am plecat, am fost în perioada lui Dugoreț și el a plecat, după aia și eu. Acum ne întâlnim în cel mai mare meci de România și cum să... că adversar. Bine, suntem prieteni de afară, dar pe teren nu există prietenie și dacă sunt eu pe teren o să dau totul că el va fi... El să nu dă gol. Ați remarcat că amândoi bulgari, să le zicem așa, vorbesc mai bine decât mulți români. Foarte, da, foarte bulgari. Aude? Pentru Cătălin Itu, cât a fost regula aceea, ai jucat cu om de bază la CFR, trofee, dezamăgit, lăsând la o parte ce ai întâlnit la Dinamo, da? Unde nu te așteptai să fii atât de bine primit. Dezamăgit că CFR-ul a renunțat. Te-am promutat imediat după ce n-ai mai fost eligibil pentru Under? Nu am fost dezamăgit, am fost puțin surprins la început, însă pe urmă am înțeles situația. Am înțeles situația și m-am bucurat de acest lucru, pentru că știu că și cei de la CFR Cluj și-a dorit ca eu să vin la Dinamo, să joc mai mult, să progresez mai mult
și să, să pot ajuta atât CFR-ul cât și Dinamo să meargă cât mai bine în, în Liga 1. Da, e greu pentru tine să vii de la o echipă care se bătea la titlu, la o echipă care, practic, are obiectiv, nu știu, salvarea de la retrogradare. Nu este greu, pentru că tu, ca fotbalist, îți dorești întotdeauna să faci performanță. La CFR mi-am dorit întotdeauna să câștig titluri. Am venit la Dinamo cu scopul și cu obiectivul de a, de a ajunge în play-off. Acesta este obiectivul meu pentru echipă și personal vreau să spun că îmi doresc să joc mai bine, să ajut echipa cât mai mult și să, să facem, să facem o figură frumoasă în acesta. Pentru că cum a fost integrarea aceasta? Pentru că veniți așa ca jucătorii aceia care trebuie să aducă plusul de valoare în echipă. Suntem conștienți că există oarecare presiune pe noi care am venit în ultima perioadă. Ne dorim foarte mult să, să ajutăm echipa, să facem oamenii din acest club și suporterii acestui club să fie fericiți, să, să fie mulțumiți de rezultatele pe care le vom aduce. Însă, tot ceea ce îmi doresc și alături de colegii mei este să, să ajungem acolo unde ne propunem. Cătălin, cel mai apropiat meci e cel cu FCSB. Cum se vedeau derbiurile astea de la Cluj? Deși CFR-ul era, sau cel puțin în ultimii ani, a fost pe primul loc, când se juca Dinamo-FCSB sau FCSB-Dinamo, parcă toată lumea vorbea mai despre meciul ăsta. Și când eram la CFR, mereu exista oarecare presiune când urma să fie derbiul cu, cu Steaua, FCSB mai exact. Încă când, de când eram mic, mi-am dorit să, să pot să joc într-un derby de genul, cum este Dinamo FCSB și sunt foarte optimist pentru, pentru ceea ce va urma duminică. Mircă, tocmai regăsi fotbalul românesc și cum te-ai integrat aici la Dinamo până acum? Mulțumesc pentru domnul Reșan că am lucrat cu el și la CFR și el mă știe mai bine și Când putea să transfera la Dinamo, mi-a sunat și am vorbit și s-a înțeles foarte bine. O zi, cred că două, și am venit aici. Cum ți se pare fotbalul românesc după atâta timp? Cum ți se pare nivelul, nu știu, situația din momentul acesta? E foarte bun. Fiecare an e mai bun și mai bun, că, bineînțeles, are foarte bune echipele acum. Și nivelul când eram eu, 7-8 ani, acum e mai bun decât acum. Pentru Cătălin, colegul tău, Cătălin, celălalt, spunea că mi-aș a dorit și eu de mic să joace într-un astfel de derby. Tu știi ce înseamnă un astfel de derby, că tu de mic știi ce înseamnă. Cum e pentru tine așa să vii chiar înaintea unui astfel de derby? Pot spune că mi se îndeplinește un vis în duminică dacă voi juca. Într-adevăr, este o echipă puternică, când joci Dinamo FCSB este poate cea mai mare derby din România. Așteptăm multe din partea suporterilor și da, sper să facem o figură frumoasă, pentru că avem nevoie și de victorie. Plus că în derby partidele sunt foarte diferite, nu sunt asemănătoare. Nu se știe niciodată cine câștigă. Cătălin, tu ai marcat cu FCSB, eu cred că era la Brașov când ai făcut-o. Cum ar fi să marchezi într-un derby cu FCSB în tricoul lui Dinamo? Da, într-adevăr, am marcat la Brașov, am marcat și la Voluntari. Și la Voluntari. Sper să continui în acest mod, să înscriu împotriva lor, pentru că, dacă nu mă înșel, cred că într-un singur meci n-am înscris, în rest am înscris în toate. Vă dați seama, va fi un vis împlinit să scriu împotriva lor, mai ales pentru clubul meu de suflet, pentru Dinamo. Dar ce mai important este să câștigăm, nu neapărat să dau eu gol. Să domnule Mureșan, spuneați că mai urmează un transfer, ne puteți spune? Data trecută ne-a spus cu cine mai negociați, acum ne puteți spune? De păcate nu pot să spun, că vedeți să spui înainte și deși am experiență și nu toate ies, așa că s-am întâmplat cu două transferuri care le-am dorit, dar n-am mai ieșit, s-au întâmplat niște încurcături și n-am reușit. Mai discut cu un jucător, mi se mai propun jucători, încă nu s-a terminat practic. Sunt mulți jucători care au rămas în diverse motive, dar sunt jucători buni, pe mulți, pe unii dintre ei chiar cunosc. Și încă mă mai gândesc foarte serios, să mă consult și cu
cu antrenorii și să vedem dacă să mai aducem un jucător. Dar în mod normal, un jucător nu o să mai aducem. Sau putem considera, de fapt, că s-a încheiat campania de transferuri a lui Dinamo. Da, dacă apare un jucător bun, sigur că și avem resurse, atunci o să-l mai aducem. Au fost niște zile stresante, grele pentru dumneavoastră? Păi a fost mult mai stresantă perioada în care nu am putut să facem transferul, pentru că tot mă gândeam cum putem face, ce putem să facem să fim mai puternici, să creștem mai repede echipa și jucătorii tineri care au promovat. Și am sperat tot timpul că o să reușim să facem transferul, dar și în acea perioadă, când eram întrebat, mă întrebați tot timpul de transferul, nu puteam să dau un răspuns clar când se va debloca, dacă se va debloca. A fost o speranță, am muncit mult pentru asta, dar sigur că e bine că s-a rezolvat. Timpul a fost scurt, am avut 4-5 zile la dispoziție și, așa cum am mai expus, criteriile mele au fost ca să aduc jucători pe care îi cunosc, chiar dacă nu au lucrat cu toți, dar îi cunoșteam din campionatul românesc sau din alte campionate și să nu aduc niciun jucător recomandat de nu știu cine și pe niște imagini, pentru că poți să greșești foarte tare și mi s-a întâmplat de multe ori în cariera mea de conducător să greșesc când am făcut așa. Ei, acum ne-am liniștit, ne-am așezat, avem un lot competitiv, zic eu, sunt sigur de acest lucru, așteptăm să se integreze cât mai repede și să vină rezultatele. Nu știu dintre jucătorii care am adus ultimii 8 cu ei, cu tot, cine va juca în derbiul de duminică, dar sunt convins că oricare va juca, sau toți, dacă vor juca, vor da maxim din cea mai bun ca să câștigăm partida. Deci pe caracterul lor contez foarte mult pentru că îi cunosc. Și ăsta a fost un criteriu foarte important după care i-am ales. Dacă ați zis să ne luăm așa după numele scris pe care le-ați adus și cum arată lotul lui Dinamo acum, ne ținând cont poate de forma fizică, poate nu sunt toți la nivelul cel mai bun, ar fi mai bun lotul FCSB-ului sau cel al lui Dinamo sau egal sau cum ați vedea? E greu să fac aprecieri. Sigur, lotul FCSB-ului are avat. E un lot foarte bun, toată lumea știe acest lucru. Și acum am îmbunătățit lotul cu transferurile care le-am făcut. E FCSB are și avantajul că sunt mai omogeni, se cunosc mult mai bine jucătorii pentru că nu au făcut așa o campanie masivă de transferuri într-un timp atât de scurt. Noi avem dezavantajul că jucătorii abia se cunosc unii dintre ei cu ceilalți, dar eu sunt convins că foarte repede vom fi un grup unit, ei în teren și la antrenamente, deja am văzut că sunt un grup unit și sunt convins că vor fi determinați și determinarea noastră va fi peste cea a jucătorilor FCSB, așa cred eu. Și pe asta mă bazez că o să facem un meci bun și să obținem și un rezultat bun pe care ne-l dorim cu toții. Situația lui Dean Sorescu în acel moment în care este și dacă îl simțiți un pic dezamăgit pentru că nu am văzut să vină la echipă să ne ajute, e un jucător foarte important al lui Dinamo, este un jucător care a scris 5 goluri, este încă o vedetă în campionatului și sper să rămână. Avem foarte mare nevoie de el. Nu știu dacă mai este posibilitatea să se transfere, pentru că au rămas foarte puține campionate unde mai poți să te transferi. Dar eu cred că el înțelege situația și după cum ați văzut că a jucat la Națională, eu zic că foarte bine a jucat. Să o facă la fel și împreună cu jucătorii valoroși pe care îi avem și pe care i-am adus, să reușim să obținem rezultate mult mai bune decât până acum. Ați lucrat la CFR, știți că cum se desfășoară lucrurile la acel club, cum ați vedea numirea lui Cristi Balaj în funcția de președinte? Nu prea vreau să comentez acest lucru. Cristi Balaș îl cunosc personal, suntem și din Baia Mare, deci de Supara Mureșeanu, ne știm de mulți ani. Eu totdeauna l-am respectat, cred că și el pe mine. E un bun organizator, este un om care merită încredere, așa cum s-a văzut și la funcția pe care este acum, a făcut treabă și s-a implicat foarte tare. Dacă va veni la CFR președinte, sunt convins că va face același lucru și o să facă o treabă
bună. Ce să zic, să vedem dacă va fi, dacă ajunge și sunt convins că dacă va fi așa, o să fie la cel mai, o să fie de la început la nivelul echipei și o să ridice nivelul echipei. Adversarul din cupă, cum vi se pare, cât de mult puneți preț pe cupă? Punem preț pe cupă pentru că nu eram în prea multe posibilități de a mai câștiga trofee și atunci cupa ar fi important ca trofeu. O să ne străduim să ne calificăm cât mai departe în cupă și să ajungem în fazele superioare. Adversarul e de respectat, orice adversar trebuie respectat, Ipensa e o echipă care este o bună. Am văzut niște meciuri ca Moroni și Liga a doua, meciuri care s-au transmis. Singura problemă e deplasarea, care probabil o să facem cu avionul și atunci o să fie mai bine. Deplasarea e ca timp, e lungă, cu avionul nu. În rest, sigur că va fi un meci disputat în teren în care noi vom dori să ne calificăm. Același lucru vom dori și ei. Întoarce și invers tricou, urăm după aceea. Mulțumim, ne vedem sâmbătă. Că locul a fost stabil și abia acum ne-a stabilizat. Probabil că la următoare meci, până duminică nu putem, o să apară și numele jucătorilor pe tricou, poate să mai apară și un sponsor.